Bine ați venit, dragi cursanți, la cursul de karate! Chung Li! Karateul nu este o luptă, karateul este o artă. De aceea, un karateka nu face decât să se apere de lovituri atunci când este lovit, el nu lovește. De aceea, karate este cea mai bună metodă de auto-apărare. Chung Li! Chung Li! Li! În continuarea cursului, bună ziua! Aș vrea să știu dacă se poate să-mi cer iertare pentru această, practic, întârziere pe care am avut-o și să vă întreb dacă nu cumva aici se ține cursurile de karate. Aici se țin cursurile de karate. Acum ce faci? Repezi ca papagalul după mine? Ce faci? Dumneavoastră doriți să vă înscrieți la curs? Aș dori pe persoană fizică să învăț să mă apăr în lupta politică din PSD, care este crută, vreau să vă spun. Păi, dragă domnule, lupta politică cred că este o luptă de idei. Păi, ar trebui să fie de idei, dar dacă domnul Iliescu are o palmă foarte, foarte grea și la ședințe începe să dea toate părțile, vreau să spun că chiar aseară am avut o ședință la PSD și l-a bătut pe domnul Mitrea de la asculta cu urechea, l-a întins pe jos. Și de asta, pe persoană fizică, aș dori să învăț să mă apăr în lupta asta politică și potriva la toți golanii și derbedeii care în sectorul 5 au pus rotodendroane și au pus băncuțe pentru cumii care ei vine și le rupe și potriva la câinii vagabos care este număr foarte mare. Bun. Ați mai practicat karate? Vreau să spun că mie în copilărie mi se spunea Karate Kid. De ce, domnule, erați bătăuși? Nu, da, de cât ori făcea cât o prostie, tata dădea cât o karate după spate aici și mă lăsa lat pe jos. Asta vreau să vă spun, că de asta întotdeauna pe casă așa mă strigau. Karate Kid, Karate Kid, să veream... Am înțeles, vă rog, opriți-vă. Ce stil de karate doriți să învățați? Kyokushin, Shitoryu? Pui dulce acrișor aveți? Haideți să încercăm să lucrăm aplicat. Da. Așa. Spuneați că doriți să învățați să vă auto-apărați de câinii vagabonzi. De câinii vagabonzi, care este un număr foarte mare la noi în sectorul 5. Dar decât să vă apărați, nu mai bine încercați să-i strângeți pe toți de pe stradă? Puteți să o rugăm pe Brigitte Bardot să atacă muție de gură? Vă rog, difumie. Vă rog. Vă rog, stimate cursant, nu întrerupeți și la urma urmei, într-adevăr, nu strică să învățăm cu toții să ne apărăm de atacul unui câine vagabond. Avem nevoie de un voluntar. Doamnă, vă rog. Poftiți. Poftiți. Dânsa este vie sau? Cursant! Liniște! Doamnă cursantă, pentru această scurtă demonstrație, dumneavoastră veți juca rolul patrupedului. Aole. Adică stați în patru labe. Vă spărați, pot să o filmez, să o pun pe YouTube, dacă se poate? Exclus, vă rog. Nu vă supărați, ce rasă sunteți dumneavoastră? Vă rog, liniștiți-vă. Cursant, te rog să îmi arăți cum procedai până în ziua de astăzi, atunci când te apărai de atacul unui câine vagabond. Deci să vă arăt, practic, mă mărțoară fizic. O demonstrație. Hai, cu tata. Cursant, te rog, foarte mult, te... Stop! Greșit! Cursant, te rog să... Doamnă, vă rog, retrageți-vă aici, în partea aceasta. Da, vreau să știu de ce este greșit. Vreau să explicați în fața clasei de ce faceți acest lucru. Păi, dar ce am făcut, doamnă, la mânghia? Că dacă nu m-a atacat, acum ce trebuie să bat câinele de pomană, așa? Ideea era să vă apărați, nu să vă... Păi dacă nu mă atacă, dacă mă atacă, mă apără. Atacați-l, doamnă, atacați-l! Păi să și latre, domne, acum! Lătrați, doamnă, lătrați! Pleacă de aici! Stop! Este greșit? De ce? În primul rând, pentru că atunci când suntem atacați de un câine vagabond, trebuie să rămânem perfect calmi. Și tot calmi să facem injecții în burtă după aia. Nu, să rămânem calmi și să ne întoarcem cu fața înspre animal. De ce? Ca să nu ne muște de fund. Dom'le, te rog frumos, dom'le, liniștește-te odată. Mă lași să țin ora? Vă las. Vă mulțumesc, doamnă. Dacă totuși suntem
atacați de un animal furios, aplicăm o lovitură așișara low kick, o cunoscută lovitură de picior pe care am să o demonstrez. Ferească Dumnezeu! Numai bine aplicăm un spray paralizat direct în bot, așa și a scăpat de el. Foarte mult să vă liniștiți. Mai departe vom învăța câteva tehnici de autoapărare împotriva infractorilor care sunt în număr foarte mare în sectorul 5. Număr foarte mare în sectorul 5 și... Domnule, te rog foarte mult, domnule, să te stăpânești! Bă, nebunești, nu mă să-mi țin ora, e cauza dumii tale! Vă rog să mă iertați o persoană fizică. Vă rog. Astăzi vom vorbi despre viol. Dumneata vei fi violatorul. Vă mulțumesc din suflet. Cu plăcere. Bun. În continuare avem nevoie de un voluntar. Stați, doamnă, liște, că nu violez, că-i doamnă. Stați acolo, veți, da, e treaba dumneavoastră. Vă rog, doamnă. Dacă se poate, n-aș putea să o violez pe doamna de în rândul 2 de acolo. Domnișoara aia drăguță. Plecați, doamnă, dar ai mult să vă liniștiți. Vă rog foarte mult să vă liniștiți. Domnișoara, rămâneți acolo. Doamnă, vă rog, așezați-vă. Să lăsăm violul. Să lăsăm păi, violul. Păi, de ce să lăsăm acum? M-am întărătat, eu vreau să violez acum. Domnule, să lăsăm violul ca să revenim la întrebarea dumneavoastră. Cum mă apăr de un agresor, de un individ? De un vagabond, de un golan ordinar. Da. Să spunem că agresorul ne atacă cu... Un buzdugan. M-a strigat cineva? Ce buzdugan, domnule, ce buzdugan! Domnule, te atacă Mihai Viteazul, cine te atacă? Nu, iertați-mă. Domnule, te atacă turcii! Iertați-mă. Ce buzdugan, ce idee tâmpită, domnule! Se spune că agresorul vine spre noi și ne atacă cu... O bombă! Domnule, cu bombă, domnule! Vii la cursul de karate ca să vezi cum să te aperi de atacul cu bombă! De bomba sexy, Iulia Tăbăcaru, cu trebuie să ne apără. Domnule, dumneata, mă nebunești pe mine, domnule! Domnule, nu pot să mai țin cursul! Să spunem că agresorul ne atacă cu o bâtă! Așa. Poftim! Vă mulțumesc din suflet! Atacă-mă! Ce faci, domnule? Păi nu mi-ai spus dumneavoastră să te atac cu bâta! Dom'le, eu am spus să mă ataci în sensul să fii amenințător spre mine cu bâta, nu să dai ca animalul... Păi da, domnule, dar ai spus că sunt infractor, sunt pervers dacă sunt infractor, da. Așa, eu tot la distanță! Ceea ce trebuie să rețineți este că în lupta cu infractorii trebuie să rămânem calmi și să ne păstrăm o disciplină de fier! Păi dacă rămâne calmi, atunci și eu nu-i ca un tâmpip aici, mă spun eu, domnule! Domnule, ta, mă nebunești, mă scoți din minți. Vom încheia acest curs cu o demonstrație. Veți vedea cum, prin puterea minții mele, cu o concentrare de fier și datorită lungilor antrenamente pe care le-am practicat, voi sparge cu fruntea această scândură din lemn. Mare șmecherie! Ce-ai spus, domnule? A spus că e mare șmecherie. Domnule, dacă nu e așa de mare șmecherie, nu vrei să o spargi dumneata? Eu uite, domnule, ca să te șochez, dar să o sparg eu. Eu uite, să te facă rând de față frumos. Cu toți cursații pe care i-am dat și o să o sparg eu, domnule. Te rog frumos, domnule. Deci lovește cu fruntea în centru scândurii. Mă concentrez înainte, nu? Da, sigur. Lovesc aici în centru, da? Da, în centru. În centru cu putere. Vă rog să-mi mai să mă lăsați să mă concentrez, că nu te poate așa. Cu fruntea, direct cu fruntea, dar nu? Dumnezeu, te rog frumos, lovești toată cu fruntea, cu nasul, cu barba, dă-mi scândura aia.